aveam doar de găsit 3 copii pe o bancă. Cred că sunt cei 3 copii de pe fața noastră aici. Diego Maradona, în stânga, Che Guevara nu văd de aici. Mi-a crezut că o să trească să găsim 3 copii pe o bancă, adică bancă unde pui bani. Aici, bancă. În fața ta. Bancă este o chestie pe care te așezi. Bă, bancă, ai dreptate, Alexia, trebuie să fie o bancă, bancă normală. Și am început să întreb la oameni, știți unde sunt 3 personaje pe o bancă? Ai? Que okay. Son sentado? Ai, la China. Gracias. Mergem, ce mergem și imediat dăm de banca cu Mafalda și cele 2 personaje. Erau oameni care făceau poze pe această bancă. Și am dat la o parte pe oameni, m-am așezat în genunchi pe placă și am început să mă uit câte litere are fiecare personaj în nume. 19, 20, 21, 22, 23. Rodin! Vârsta! Cât 1940, 1917, 60, 70, 77. Gândește și scrie. Gândește, gânditorul. Gândește, creier. Deci așa e cursa de azi. Atunci am înțeles cum e cursa de azi. Trebuie să fim atenți la toate detaliile. Cum se numesc gențile purtate de Paisas? Paisas e prima chestie pe care am făcut-o, cariel. E fix geanta aia în care trebuia să adunăm noi cele 20 de lucruri pe care Sânziana n-a vrut să le adunăm în primul stage, când am luat imunitate și știam exact că se numește cariel. Pentru a debloca următoarea întrebare, mergeți la Paseo de la Historieta, unde veți găsi faimoasele personaje din comicsurile argentiniene. Rezolvați chestionarul următor pentru a descoperi codul. 7 ori suma numerelor literelor, 23, plus 7, împărțit la 6, plus... Nu avea nicio logică, pentru că știu că întâi se fac înmulțirile și împărțirile. Doar că n-am cum să fac 7 împărțit la 6, pentru că o să-mi dea ceva cu o virgulă și nu înțelegeam cum să fac această ecuație. 168 împărțit la... 3896. Eu nu cred că poate să fie ceva de complicat să fac. N-are cum să ne dea un calcul atât de greu de făcut. Adică, sigur, trebuie să fie ceva care nu văd. N-are cum să fie 168 împărțit la 3896. Și doar mă uitam așa la el și încercam să mă uit la instrucțiuni. Și după aia am văzut acolo că scria atenție, rezolvați operațiunile matematice în ordinea indicată. Ok. Unde scrie asta? Becu. Adică nu trebuia să respect adunări, împărțiri și astea. Por favor, es contra tiempo, todo para nosotros, por favor. Am început să ne lovim de refuzuri. Nu se poate, nu merg în direcția aia. Por favor! Dar ce nu? Ce nu? Că nici nu știi ce vreau să zic. E altfel să fii refuzat în final, se simte diferit, se simte foarte dur și foarte greu, pentru că ca să câștigăm sau să pierdem, noi depindem de oamenii care ne ajută să ajungem cu mașinile. Și dacă ei nu ne ajută, instant te gândești la ce-i mai rău, te gândești oare pe ceilalți îi ajută, oare au avut mai mult noroc, dacă ei au luat mașină în 30 de secunde. Stai puțin, că nu mai merge creierul acum. Stai, 1983 minus 6. 1983. Puțin, ok, lasă-mă puțin, că tu nu faci. Scuze, îmi pare rău că ți-i blat din Alexia, îmi pare rău. Repede am reluat totul, am făcut calculul. 3918. 3900. Mi-e frică dacă nu sunt 7 monede. O să vedem. Dacă nu, facem iarăși. Îmi bătea inima, era mamă. Sper că e bine, că dacă nu e iarăși, trebuie să refac calculul. 18. Yes! Mamă, dacă... Ia! Și tu pe ei doi! M-a surprins când ne-am văzut, era mamă, ce tare, de-abia așteptam să-i revăd. Ce se face din cea mai iubită comoară a lui Escobar? Are pace. Hola, Pablito! Hola, buenas! Hola! Are pace. Paola, dezgustător! E bună? Nu, dar am sugus. Pentru a găsi locația următoare, trebuie să ascultați cântecul de pe tabletă. Dacă nu vă dați seama, rugați localnicii să vă ajute. Un indiciu este unul dintre cele mai turistice locuri ale orașului. Când ajungeți acolo, trimiteți-mi un selfie pentru următoarele instrucțiuni. Îi dau drumul și primul cuvânt. Îmi amintesc că ne-a spus domnul la care am dormit despre acest barrio Caminito, care este foarte cunoscut aici. Și am început să întrebăm oamenii din jurul nostru. Este Caminito. En la boca, la zona es la boca. La